Poliția de frontier a confiscat la porțile de fier un autoturism căutat în Elveția. La volan era un cetățean român care conducea un autoturism de lux înmatriculat în Spania în valoare de aproximativ 83.000 de lei. Astăzi, în jurul orei 2, la punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier, s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 37 de ani cu domiciliul în județul Mehedinți. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că mijlocul de transport figurează ca bun căutat pentru confiscare, fiind căutat de autoritățile din Elveția. În data de 16.08.2021, în jurul orei 1.45, la punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier 1, pe sensul de intrare în România, s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 37 de ani cu domiciliul în Mehedinți, la volanul unui autoturism. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport figurează ca bun căutat pentru confiscare, fiind căutat de autoritățile din Elveția. Față de cele constatate, persoana în cauză a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul ar fi căutat de autorități. Autoturismul, în valoare de aproximativ 83.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun. Față de cele constatate, persoana în cauză a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul ar fi căutat de autorități. Bolidul a fost indisponibilizat la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.